Uf. Adun ceva repede să mănânc. Hai, repede, repede! Dar ce e? Ce e? E meci, e derby mare astăzi. Hai, dragă, hai, băieții, u arbitru, adun ceva să bag la ghiozdan. Băi, dar ziceai că nu mai treci pe acasă. Ziceam, dragă, de dacă mi s-a făcut foame. S-a făcut foame. Zău, hai că mă grăbesc. Hai, iubito, repede. Știi ceva? Mișle, mai bine te duci tu să mănânci ceva în oraș. Păi dacă eu am fost în metrou cu Sorcova, cu Colindu. Îl omor! Îl omor! Mișule! Mișule! Omoară-mă pe mine! Pe mine omoară-mă! De acord. Vă omor pe amândoi. Dar întâi îl omor pe el. Pe el îl omor. Să-l vezi, să suferi, să vezi cum să moare! Mișule! Mișule, mai încerc să nu ne audă vecinii! Mișule! Mișule, nu e bine să lucrezi nervos, crispat! Cine-i vagabondul ăsta? Cine-i derbedeu? Cine-i nemernic? Cine-i ăsta, mă? Mișule! Mișule, tu vezi ce apartament frumos, luxos, mare avem. Nu schimba vorba, nu mă băta cu apă rece. Ce are apartamentul cu banditul? Dacă n-ar fi toți banditul, nu-l mai aveam. L-omor. Dar de Toyota aia roșie pe care ai tamponat-o în parcare și ai schimbat-o în două zile cu un Mercedes 200, ce zice? Ce să zic, am schimbat-o și asta este, ce? Fără el n-ai fi schimbat nimic, Mișule. Vagabondul? Vagabondul. El a dat bănuțul. Îl omor. Dă-te la o parte. Cel puțin bine că nu mi-a luat pijamaua. I-a mai rămas ceva bun simț. Bun simț, boier, Mișule. Ortadoglu, nu altceva. E turc. Nu se spune turcul plătește. Cum crezi tu că am bătut noi Europa astăvară? Cum? Cum tot e la... Tot! Ia uite-l cum doarme. Nici că-i pasă. Parcă e acasă la el. Și mă, ăsta e acasă la el? Într-un fel, da. Și sfoară e ca porcul. N-are probleme. E obosit și el, Mișule, are atâta pe cap. Cum mai are și altele? Îl cotonogesc, unui bătătorul. Ei bine, atunci ia-ți adio de la biletele pentru America. La vară, în loc să traversezi oceanul ca orice microbist, o să stai frumușel în fața Samsung-ului. Care fie vorba între noi, tot de la el e. Păi cum, dragă, ăsta chiar așa le aranjează pe toate? Le sponsorizează, Mișule, așa se spune. Să faci? Să-mi devin sponsorul, să nu răcească. Când mă întorc de la meci, să nu-l mai găsesc aici, că fac urât de tot. Își face somnul și roiul. Fii liniștit, Mișule. Cum se termină meciul la televizor, îi dau papuci. Dar în fond tu ești de vină. Ai spus că nu vii acasă, că te duci direct la meci. Dacă mi s-a făcut foame. Dacă ți s-a făcut foame, trebuia să te stăpânești și tu. În fond, viața este atât de complicată. Trebuie să ai răbdare, Mișulică. Înțelegere. Să fie clar. Pentru azi îi ajunge. Și biletele de avion pentru America să fie categorie lux. E clar? Clar. Și poate să meargă și el cu noi. Mișule! Pleci, nu mă săruți? Oh.
Hai, băieții!